O avertizare cod galben pentru Constanța și alte 19 județe din țară a fost emisă încă de luni de la ora 16 până marți la ora 13 de către specialiștii de la ANM cu privire la intensificarea vântului și răcirea accentuată. Totodată au fost anunțate precipitații mixte slabe. În țară, circulația este blocată pe multe drumuri din cauza zăpezii viscolite. În vestul țării, stâlpii și copacii au fost rupți din cauza vijeliei. ANM a emis un cod galben de ninsori și vânt puternic în București și alte 19 județe. Din cauza vântului puternic și a ninsorilor abundente din noaptea de luni spre marți, au produs mai multe accidente pe șosele naționale, autoritățile intervenind pentru a descongestiona traficul. Vremea va continua să se răcească și în zilele următoare. Vor predomina temperaturile negative, iar în noaptea de marți spre miercuri va fi ger. Temperaturile minime se vor situa sub minus 10 grade în nordul, nord-estul, centrul țării, local în sud și pe arii mai restrânse în vest. Vreme nefavorabilă a determinat autoritățile maritime să suspende temporar activitatea în porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Agigea, Mangalia și Midia-Năvodari, precum și a tranzitului prin ecluza Agigea canalului Dunărea Mare Neagră, începând de marți, ora 3, după ce vântul s-a intensificat treptat, suflând cu viteză de până la 55-65 de km pe oră.